Reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj și a unei companii de gaz din România au susținut miercuri 11 mai lecții despre utilizarea corectă a surselor de energie pentru elevi. Peste 120 de copii din cele trei localități din județul Sălaj au învățat lucruri folositoare despre gaz și electricitate. Elevii de la școala gimnazială numărul 1 din Letca și școlile primare din Remniu și Cozla au fost gazdele specialiștilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj și EON România, în care au susținut lecții despre utilizarea corectă a surselor de energie. Prin jocuri interactive și simulări de situații, copiii au învățat cum trebuie să reacționeze în cazul în care la școală sau acasă se simte miros de gaz, dar și cum pot folosi în siguranță gazele naturale și electricitatea. Cele mai antrenante momente au fost cele în care, contra cronometru, copiii au identificat răspunsurile corecte la întrebările din cadrul concursului Eu știu, la finalul căruia au fost recompensați cu premii. Am avut deosebită onoare de a participa la acest parteneriat atât de constructiv dintre școala noastră și cele două instituții, primordiale pentru societatea în care trăim. Ne bucurăm de faptul că se realizează astfel de lecții care vin în folosul comunității, afirmă Lazar Roxan Andreea, directorul școlii gimnaziale din Letca. Aceste acțiuni fac parte din campaniile comune de informare preventivă derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Compania de Gaz din România, în baza parteneriatului existent între cele două instituții. Anul trecut, 2800 de copii din 18 județe aflate în area de activitate a EON au beneficiat despre lecții de siguranță susținute de 120 de angajați ai companiei și voluntari în cadrul acestui proiect.